Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași, vă invit la a cincea cateheză din timpul sfânt al Paștelui despre Sfânta Liturghie. Ca de fiecare dată ne creiem ambientul propice pentru cateheză și îl invocăm pe Duhul Sfânt cu lumina și darurile sale ca să putem beneficia cât mai mult sufletește, să înțelegem, să pătrundem cât mai mult taina Sfintei Liturghii, așa de eficace pentru viața noastră de credință. Credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Am ajuns în catehezele noastre despre Sfânta Liturghie, la cea de-a doua parte principală a ei, numită Liturgia Euharistică. Reamintesc, Sfânta Liturghie are la început câteva rituri așa numite introductive și despre ele am vorbit
în primele două cateheze, două din cele 10. Urmează liturgia cuvântului, prima parte principală a Sfintei Liturghii, și despre liturgia cuvântului m-am oprit la următoarele două cateheze. Astăzi începem să cunoaștem mai bine Sfânta Liturghie cu partea a doua principală a ei, intitulată Liturgia Euharistică. Liturgia Euharistică, o să vedem, cuprinde mai multe părți. Prezentarea darurilor sau ofertoriu, primul ofertoriu, că vom mai avea unul după prefacere. Apoi prefața cu sfânt, canonul Sfintei Liturghii, o rugăciune mai lungă, rostită numai de preot, care cuprinde așa numita epicleză, și vă voi explica ce înseamnă, prefacerea sau consacrarea, apoi așa numita anamneză, iarăși vom vedea exact ce înseamnă, a doua epicleză, doxologia finală de la canonul Sfintei Liturghii. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, și se încheie cu răspunsul scurt, dar cel mai important din Sfânta Liturghie, și anume Amin. Și tot la liturgia eucaristică intră și riturile împărtășaniei, începând cu Tatăl nostru, pacea, frângerea pâinii, împărtășania, împărtășirea preotului, împărtășirea credincioșilor, cu moment de tăcere și rugăciunea finală. Și toată liturghia se încheie cu așa numitele rituri ale încheierii sau ritul încheierii. Am avut la început rituri introductive și la final ritul încheierii. Liturgia Eucaristică. Astăzi ne oprim numai la, din liturgia Eucaristică, ne oprim numai la prezentarea darurilor sau ofertoriu, primul ofertoriu. Liturgia o numim Eucaristică, aceasta a doua parte principală a liturgiei, pentru că are în centrul său sacramentul Euharistiei, adică trupul și sângele Domnului, care sunt oferite la al doilea ofertoriu ca jertfă de aducere de mulțumire Tatălui Ceresc. Pentru că în traducere Euharistia înseamnă mulțumire. Este cea mai frumoasă și cea mai minunată mulțumire pe care noi o putem aduce Tatălui Ceresc pentru jertfa Fiului Său. Acest act de iubire supremă pe care Iisus Hristos ne-a arătat-o, această iubire dusă până la sacrificiul vieții sale, răstignirea și moartea pe cruce, urmat apoi de învierea glorioasă, acel așa numit mister pascal al lui Hristos, care se actualizează la fiecare sfântă liturghie. Deci am avut mai întâi, în prima parte principală a liturghiei, liturgia cuvântului, care v-am explicat, înseamnă cuvântul viu al Domnului, care apoi devine cuvânt întrupat, real, în sacramentul trupului și sângelui său.
trecerea aceasta de la liturgia cuvântului la cea eucharistică devine mai evidentă, dacă ați remarcat, și de aceea am și insistat atât pentru preoți, cât și pentru cei care sunt în altar aici, să se respecte locul de unde trebuie celebrat fiecare moment al liturgiei, ca să înțelegem mai bine conținutul acestei sfinte liturghii, inima vie a bisericii. Spuneam, trecerea de la cuvântul întrupat în sacramentul trupului viu, adică de la cuvântul viu al Domnului găsit în lecturile sacre, trecerea la cuvântul întrupat. Și spuneam, este mai în evidență acest lucru și din schimbarea spațiului de la pupitru sau amvon, preotul se mută la altar. Pentru că liturgia eucaristică toată se desfășoară la masa de jertfă, de schimbarea locului. Și asta e important. La început, scaunul prezidențial, riturile introductive. Apoi se mută la pupitru sau amvon pentru liturgia cuvântului și iată acum, de la pupitru și amvon, abia acum se trece la masa de jertfă, masă care este cel mai important obiect dintr-o biserică catolică, pentru că acolo, pe masa de jertfă, Iisus, prin preot, preotul lucrează în persoana lui Hristos, reînnoiește jertfa de pe calvar. Este sacrificat, este jertfit pentru noi și încă tot ca masă ni se oferă, invitându-ne la ospățul său, să mâncăm trupul său și să bem sângele său ca să avem viață veșnică. Și iarăși, pentru a evidenția mai bine liturgia eucaristică, se schimbă nu numai locul, dar se schimbă și cartea. Aici, la pupitru sau la ambon, se folosește lecționarul. Cartea aceea, am spus, să nu fie foi aruncate sau, știu, foi boțite, cartea aceea demnă de a citi din ea la Sfânta Liturghie, numită lecționar, pentru că acolo sunt lecturile biblice. Dacă este o solemnitate, putem folosi tot carte frumoasă, specială, numită Evangheliar, dar când se trece la partea a doua principală, se schimbă nu numai locul, dar și cartea. Se trece la o carte mai groasă, ați văzut-o totdeauna pe altar, numită Liturghier. Lecționarul rămâne acolo, la pupitru, se schimbă deci și locul și cartea. Așa numitul misal sau liturghie. Euharistia, partea aceasta a doua principală a liturghiei, înseamnă aducere de mulțumire, jertfa de iubire a lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Viața Fiului devine hrană pentru viețile noastre. Mergem cu gândul un pic la cina de taină a lui Iisus Hristos, jertfa, cina de taină, Iisus Hristos acolo a celebrat pentru prima dată Euharistia, atunci când a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a împărțit-o apostolilor care erau la masă cu Iisus, spunând cuvinte pe care le repetă preotul la fiecare sfântă liturghie, și anume, luați și mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, cupa, potirul în care este pus la ofertor sângele, vinul, devine sângele lui Iisus în urma cuvintelor pe care le spune preotul, și anume luați și beți din acesta toți,
Acesta este sângele meu. Aceste acțiuni și aceste cuvinte ale lui Iisus cuprind, sintetizează și conțin întreaga viața Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu, care pentru noi și mântuirea noastră s-a întrupat, a luat fire omenească și de aceea a venit ca să ne mântuiască. Deci avem la Sfânta Liturghie toată viața lui Iisus ca om pe pământ, fără să-și fi părăsit niciun moment dumnezeirea sa. El numai a ascuns-o în omenitatea sa. Deci la Sfânta Liturghie avem întruparea lui Iisus, trăirea lui Iisus ca om pe pământ, pătimirea sa, moartea pe cruce și învierea glorioasă. Mai mult, prin ele, Duhul Sfânt face ca așa numitul mister pascal al Mântuitorului să devină prezent cu puterea sa mântuitoare. Am început pregătirea deja prin lecturile de la Sfânta Liturghie și rugăciuni pentru a doua mare sărbătoare a creștinismului numită Rusalii, adică Duhul Sfânt. Și vă spuneam că viața bisericii, v-am spus-o de mai multe ori și o voi spune, viața bisericii este așa de actuală și va fi mereu până la sfârșitul lumii datorită Duhului Sfânt, care lucrează în biserică. Prin Duhul Sfânt, pâinea și vinul pe care preotul le folosește la Sfânta Liturghie, prin puterea Duhului Sfânt, care este invocat, epicleză, vă voi explica la momentul potrivit, devin trupul și sângele lui Iisus Hristos. Se actualizează datorită puterii Duhului Sfânt, acțiunii sale, misterul pascal al lui Iisus Hristos. Pentru ca viața Fiului lui Dumnezeu să intre în viețile noastre, că asta se întâmplă la Sfânta Liturghie. Asta vrea Biserica, asta vrea Hristos însuși, ca viața sa de Fiul lui Dumnezeu să intre în viețile noastre. Pentru aceasta Biserica săvârșește prin liturgia eucharistică aceleași gesturi pe care Hristos le-a făcut la cina de taină. Iată corespondența dintre ceea ce s-a întâmplat atunci la prima liturghie, cina de taină, și ce se întâmplă la orice sfântă liturghie. Iisus a luat pâinea, apoi a luat cupa cu vin. Biserica realizează acest gest în prezentarea darurilor. A luat darurile acestea, care sunt daruri ale lui Dumnezeu, pâinea pe care o mâncăm noi zi de zi și băutura, vinul care are menirea să ne întărească. Deci Biserica realizează acest gest prin prezentarea darurilor, aducând pâinea și vinul și așezându-le pe masa de altar în cadrul ofertorului, începutul acestei a doua părți principale a liturghiei, liturgia eucharistică, prezentarea darurilor. Așa a fost și la cina de taină, au fost aduse pe masă acolo pâine și vin, pe care Iisus le-a transformat în trupul și sângele său. Luați și mâncați, acesta este trupul meu. Luați și beți, acesta este sângele meu, consacrarea de la fiecare sfântă liturghie. Cele trei părți ale liturgiei eucharistice s-au născut așadar în cenacol și continuă să ne ofere și nouă posibilitatea de a rămâne în legătură vie, directă cu darul vieții Fiului pentru viețile noastre, care sunt aceste trei părți ale liturgiei eucharistice: prezentarea darurilor,
consacrarea lor la prefacere și primirea lor în inimile noastre, împărtășanie. Astăzi ne oprim numai la prima din cele trei părți ale liturgiei eucharistice, prezentarea darurilor, semnificația. Ca să înțelegem mai bine, este de fapt primul ofertor, că va mai fi un al doilea după prefacere. Noi oferim, când venim cu darurile, când sunt liturghii solemne, ați văzut cum se vine în procesiune cu aceste daruri, din care nu lipsește pâinea și vinul, esențiale. Și pe lângă ele se mai aduc și altele. Dar esențiale, n-are voie să lipsească din acele daruri pâinea și vinul. Ele se aduc în procesiune și preotul le primește și ele sunt puse apoi pe altar. Pâinea și vinul este primul ofertor, adică îi oferim lui Dumnezeu. Și eu v-am mai zis și spun din nou acum, Dumnezeu propriu-zis n-are nevoie de aceste daruri materiale, pâine, vin și ce mai ducem noi. Ceea ce îi oferim noi cu adevărat lui Dumnezeu este schimbarea pâinii și vinului în trupul și sângele lui Iisus și acestea le oferim Tatălui după prefacere. Dacă urmăriți cu atenție în rugăciunea aceea pe care o spune numai preotul numit canon, este subliniat în rugăciunea acest lucru, îți oferim, Doamne, pâinea și vinul care au devenit trupul și sângele Fiului Tău. Îți oferim așadar trupul lui Hristos, sângele lui Hristos, jertfa lui reînnoită pe altarul de jertfă. Dar noi suntem acum la primul ofertor, prezentarea darurilor. La ultima cină Iisus a luat pâinea și vinul. Citim în Sfânta Scriptură, a luat în mâinile sale pâinea și vinul, în vederea transformării lor în trupul și sângele său. Iar biserica, la Sfânta Liturghie, săvârșește aceeași acțiune atunci când preotul, mergând la altar, primește sau îi se aduce în mâinile sale pâinea și potirul cu vin, binecuvântându-L pe Dumnezeu ca să le transforme în pâinea vieții și băutura spirituală. Gestul lui Iisus era însoțit de intenția de a se oferi pe sine drept jertfă mântuitoare pentru întreaga lume. De aceea și biserica, atunci când îl actualizează în cadrul prezentării darurilor, se unește cu Hristos și vrea să se transforme pe sine și întreaga creație să le ofere Tatălui Ceresc. Ritul ofertorului a dezvoltat gestul lui Hristos într-o succesiune de gesturi și rugăciuni, cu pregătirea altarului și a darurilor, cu procesiunea ofertorului și rugăciunea de prezentare urmată de rugăciunea asupra darurilor. Dar le luăm la rând, ca să le înțelegem. Pregătirea altarului și a darurilor. La ultima cină, apostolii au pregătit din porunca lui Iisus masa, precum și toate celelalte lucruri necesare pentru ospăț, în care Domnul avea să-și dăruiască trupul și sângele ca hrană. Ei, într-o manieră asemănătoare, primul moment al prezentării darurilor este pregătirea altarului și a darurilor. Eu am cerut de la început, când am venit aici, am văzut în zile de lucru că erau puse acolo pe altar pâinea și vinul. Cele două păhăruțe cu apă și cu vin, și am cerut și s-a respectat, dacă ați observat, că nu se mai pun acum acolo. Ele sunt puse pe o măsuță mai în spate și trebuie să fie în orice biserică catolică acea măsuță numită credență, nu credință, ci credență.
masa pe care sunt puse darurile care vor fi aduse la ofertor. Deci nu pe masă, pe masă nu trebuie să găsească nimic decât două lumânări care ar putea fi puse și alături. Atunci când celebrează episcopul, mai trebuie încă una, trei lumânări, sau se pot pune două și două, deci patru, dacă celebrează episcopul, se pune și a cincea. Dacă sunt trei și trei, să spunem șase, mai trebuie pusă încă una, a șaptea, când celebrează episcopul. Dar asta, nu știu dacă ați sesizat sau s-a ținut cont întotdeauna, dar aș vrea ca să se respecte. Și acest lucru e o prescriere care poate pe moment este lipsită de importanță, dar sugerează și ea ceva. Pe altar, deci, se găsesc numai lumânările, microfonul, bineînțeles, pentru amplificare, dar altceva, până la începutul părții, liturgia euharistică, nu trebuie să fie pe altar. Atunci ar trebui să adusă și cartea, liturghierul, care am spus că se schimbă, nu mai este lecționarul, ci liturghierul, și atunci trebuie adusă, chiar dacă e mai aproape aici, de pe credință, adusă pâine, adus vinul și ostiile, deci pentru Sfânta Liturghie, potirul și toate lucrurile care trebuie folosite și le folosește preotul pentru celebrarea euharistică. La liturghiile solemne, chiar și duminica, la liturghia parohială, se cuvine, s-ar fi frumos, dar nu este obligatoriu, ca aceste daruri de la ofertor să fie aduse în procesiune, fie din spatele bisericii sau din mijlocul bisericii sau din lateral de undeva, și chiar aduse de credincioși, ca să se vadă și ei implicați. Mergem și ducem darurile, preotul le primește și cu puterea Duhului Sfânt, în cadrul liturgiei euharistice, le transformă în trupul și sângele Domnului. Deci pregătirea altarului și pregătirea darurilor. Apoi, o altă explicație aici, de ce tocmai folosim la liturghie pâine și vin și nu altceva? Că și pâinea, nu orice fel de pâine punem acolo și nu orice fel de vin. Vă explic în dar. De ce tocmai pâine și vin? Pentru că Iisus, la ultima cină, a ales să ia în mâinile sale pâine și vin, ca să le consacre, să le transforme în trupul și sângele său. Aceasta a fost voința lui. Și noi nu putem face, nu avem voie să facem altceva, să folosim în loc de pâine altceva. Și la fel în loc de vin, altă băutură. Nu, pâinea și vinul. Pâinea reprezenta atunci, ca și acum de altfel, alimentul cel mai comun al nostru, al oamenilor, devenind de altfel și simbolul oricărei hrane și oricărui bine, pâinea. Când spunem în Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, nu ne gândim numai la pâine, ne gândim și la mămăligă, ne gândim și la celelalte feluri de mâncăruri de care avem nevoie, ne gândim la tot ce avem noi nevoie ca să putem trăi în cuvântul pâine. De aceea am spus, este un aliment comun, dar este și un simbol al oricărei hrane și al cărui bine. Și să nu uităm încă un lucru, de ce pâine și vin? Pentru a o plămădi, este nevoie, când e vorba de pâine, este nevoie de muncă, atât din partea naturii, cât și din partea omului. Într-adevăr, de la bobul de grâu semănat sub brazdă, până ajungem să vedem pâinea pe masa noastră sau pe altar la Sfânta Liturghie, are loc un lung proces de elaborare. O adevărată metaforă a vieții umane. În Sfânta Scriptură, pâinea este simbolul oricărui dar al lui Dumnezeu.
Citim în cartea Deuteronomului 8:9 și al prezenței sale în mijlocul poporului ales. Pâinea. În biserica noastră romano-catolică, am folosit și folosim pâinea azimă, nedospită, adică. Pentru ce? Pentru ca să arătăm continuitatea dintre ospățul pascal iudaic, când s-a folosit pâine azimă, evreii trebuiau să meargă în fugă din țara Egiptului, unde au stat ca sclav 700 de ani și trebuia să meargă în fugă. Și nu era dospită încă pâinea. De aceea folosim și noi pâine nedospită ca să arătăm legătura între ospățul pascal iudaic, unde se mânca mielul de Paște cu astfel de pâine azimă, și ospățul pascal al lui Hristos, în care El însuși este mielul jertfit și pâinea vieții pentru noi. Pâinea nedospită folosim noi, Biserica Orientală, Ortodoxă, Greco-Catolică și celelalte orientale folosesc pâinea dospită, pâinea obișnuită, dar este valabilă și una și alta. Dar ca să știți de ce noi folosim această pâine nedospită. Pâinea nedospită, adică azimă, indică și faptul că Euharistia nu este un ospăț obișnuit. Iar numele său de ostie, în latin este hostia, înseamnă jertfă și arată tocmai finalitatea sa. A deveni sacramentul trupului jertfit al lui Iisus Hristos. Vedeți de ce? Ce înseamnă pâine și de ce o folosim la Sfânta Liturghie? V-ați gândit vreodată la acest lucru? E important să știm aceste lucruri. Și acum trecem la vin. Deci pâine și vin. Vinul este rodul unei trude îndelungate. Dacă la pâine am spus acest lucru, la fel la vin, este rodul unei trude îndelungate, atât din partea naturii, cât și din partea omului. Numai că, spre deosebire de pâine, vinul nu este un aliment necesar. Putem trăi foarte bine și fără vin. Bețivanii nu pot trăi, că ei trebuie să bei și să se bine și fericiți când beau. Dar nu este un aliment necesar cum este pâinea. Vinul, deci. Este însă semnul sărbătorii, când vine Paștele, când vine Crăciunul, când este cumetrie, nuntă, o sărbătoare, punem și vin la masă. Semnul sărbătorii, al gratuității, bucuriei și al comuniunii. Și Iisus a voie să folosească pâinea, dar și vinul, ca semn de sărbătoare, că liturghia este o sărbătoare. Indiferent că în ziua de Paște sau o zi de lucru obișnuită, este o sărbătoare când Dumnezeu vine la noi, când Dumnezeu, în Fiul Său, cu puterea Duhului Sfânt, ni se oferă ca hrană, ca la un adevărat ospăț și ne invită, veniți, luați și mâncați, luați și beți, un adevărat ospăț, dar dumnezeiesc, sfânt. Când pâinea și vinul sunt aduse la altar, ele reprezintă întreaga viață a omului, a noastră, întrucât viața este un dar al generozității lui Dumnezeu și în același timp rodul creativității, al muncii și al străduințelor fiecăruia dintre noi. Vedeți ce semnificație frumoasă pentru pâine și vin, fără de care nu se poate celebra Sfânta Liturghie, pentru că așa a voit Iisus, așa a făcut El la prima liturghie, în seara cinei de taină. Și încă un lucru la ofertor, ați observat că se face colecta. În primele veacuri, această colectă consta în alimente multe, de un fel sau de altul, după posibilitățile credincioșilor,
cum citim și în Faptele Apostolilor, aduceau oamenii tot ce aveau și puneau la picioarele apostolilor și ei împărțeau ca nimeni să nu ducă lipsă. Acum, în locul acelor daruri, se mai duc și astăzi, dar mai puțin. Eu am încercat de mai multe ori, mai ales la Paști, la Crăciun, la sărbătorile mari, când se face prezentarea darurilor, să nu fie aduse numai simbolic, ci un coș mai mare în care să fie și făină, și ulei, și zahăr, și, știu, fructe, care apoi acele de acolo să fie duse la o familie săracă, măcar, sau la două familii, ca să ne amintim de gestul primilor creștini care aduceau la picioarele apostolilor darul lor și mai ales când avea loc frângerea pâinii, cum spuneau ei atunci la Sfânta Liturghie. Acum a rămas din acel ofertoriu, în acea prezentare a darurilor, colecta așa numită, care este în bani acum. Dar vă explic îndată de ce. De ce se face colecta la Sfânta Liturghie și mai ales acum, în cadrul ofertorului, al prezentării darurilor. Împreună cu darurile necesare pentru Euharistie, pot fi prezentate și alte daruri. Și ați observat, când se face solemn la sărbători. Dar se poate prezenta, pot prezenta și banii pe care credincioșii, în mod liber, îi oferă și din care preotul este îndemnat, pe care colectă sau bani, preotul este îndemnat să-i folosească atât pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, cât și pentru necesitățile desfășurării cultului, bisericii, că sunt foarte multe cheltuieli pentru a întreține cultul, pentru a putea desfășura activitatea preotul cu credincioșii care îi sunt încredințați, cu mulțime de cheltuieli, lumină, căldură, câte în curățenie, angajați, așa mai departe. De aceea, în timp ce se pregătesc altarul și darurile de pâine și vin, în acest timp, câțiva credincioși, feciorii de biserică, cum le spunem noi, trec prin mijlocul sau prin adunarea celor care sunt veniți la biserică să adune această colectă de bani. Oare astfel, unii zic așa, oare astfel nu banalizăm sau chiar profanăm un moment sacru? Acum s-a găsit părintele să strângă bani în biserică? Nu se banalizează nimic și nici nu se profanează momentul sacru al liturghiei cu această colectă. Banii oferiți, ce sunt banii? Banii pe care credincioșii oferă în colectă la Sfânta Liturghie sunt simbolul muncii noastre. Simbolul muncii noastre, al orelor de trudă prin care i-am câștigat. Cum vă spuneam, pâinea, ca să ajungă pâine, câtă trudă, prin ce procese trece, vinul ca să ajungă vin, prin câte faze trece el, așa și banul este rodul jertfei, muncii, ostenelii omului. Oferindu-i, noi sacrificăm ceva din viața noastră, din munca noastră, atunci când îi oferim în tangerul care îl folosește feciorul de biserică, mergând să facă această colectă. Noi sacrificăm ceva din viața noastră, din munca noastră, pentru activitatea bisericii, care vizează în special evangelizarea și caritatea. Că tot în misiunea bisericii intră și această acțiune caritativă de a-i ajuta. Numai că preoții nu fac atâta vâlvă, că i-am dat lucrare, nu știu ce, că a venit și mi-a cerut, i-am dat și am ajutat nu știu ce familie. Că spune Iisus să nu știe stânga ce face dreapta, dar suntem îndemnați să facem acte caritative. Asta e rostul colectei care se face. Colecta este o modalitate prin care, într-o manieră foarte concretă,
ne oferim pe noi înșine împreună cu darurile de pâine și de vin. Înțelegem acum rostul colectei la Sfânta Liturghie? Poate ne întrebăm cât să ofer, cât să pune acolo în farfurie. Fiecare pune cât îl lasă inima și după posibilitățile lui. Și la templu se făceau astfel de colecte în cutia milelor. Și știm cum Iisus a observat odată cum barosanii, spunem termenul de astăzi, fariseii, cărturarii care aveau mult, puneau să sune acolo, să-i vadă, să-i laude lumea. Și bătrânica a pus un bănuț. Și Iisus observă acest lucru și face atenție pe apostol. Vedeți bătrânica aceea? A pus cel mai mult dintre toți, că a pus din toată inima ei, din ce avea ea. A fost o jertfă, un sacrificiu, o rupere de la dânsa și a pus. Ceilalți spuneau din prea plusul lor. Și Iisus evidențiază gestul acela caritativ, așa că la Sfânta Liturghie fiecare pune cât îl lasă inima, nu putem constrânge și nici nu constrângem pe nimeni niciodată, cât îl lasă inima, ținând cont de situațiile concrete, de necesitățile bisericii. Cât privește mai departe, pentru că nu se oprește aici, am spus pregătirea altarului și a darurilor, importanța procesiunii cu daruri, procesiunea cu daruri, la marile sărbători, dar și în orice duminică se recomandă biserica ca înșiși credincioșii să prezinte pâinea și vinul preotului, care preotele primește într-un loc potrivit în fața altarului și apoi sunt duse pe altar darurile credincioșilor. Această procesiune are și ea un simbol al ei, simbolizează participarea întregului popor la actul ofertorului. De fapt, întreaga adunare este chemată să participe activ la acest moment prin cântare de la ofertoriu. Și sunt cântări specifice pentru ofertorul și le-am auzit de atâtea ori când se celebrează liturghia. Și care cântece pot fi înlocuite cu cântece specifice timpului liturgic, cum e acum în timpul pascal sau mâine sărbătoarea Înălțării Domnului. Deci cântarea de la ofertorul însoțește procesiunea darurilor până la altar și manifestă gestul oferirii noastre lui Hristos. Doamne, merg să mă ofer pe mine. Împreună cu darurile prezentate, mă prezint pe mine, mă ofer pe mine, familia mea, copiii mei, toate gândurile și intențiile bune le pun acolo. Că vreau să ajungă și ele pe altar, pentru ca tu să mi le îndeplinești odată cu jertfa ta de pe cruce. Procesiunea darurilor ne ajută să descoperim relația dintre sacrificiul nostru și sacrificiul lui Iisus Hristos. Câțiva creștini aduc la altar în numele tuturor roadele pământului și ale muncii omului. Pentru că putem să privim cu ochii credinței acest moment al Sfintei Liturghii, cum Hristos vine spre noi și ia în mâinile sale darurile noastre, pentru că am spus în persoana preotului, este prezent Hristos. Și așa trebuie să vedem când preotul vine și ia darurile, ca și cum ar veni Iisus să ia darurile noastre, ca să le transforme cu puterea Duhului Sfânt în ofrandă demnă de Tatăl Ceresc, jertfa trupului și sângelui Său. Atunci când pâinea și vinul, potirul cu vin, sunt așezate în mâinile preotului, aducem împreună cu ele întreaga noastră viață și îi cerem lui Hristos să le ia în mâinile sale, viața noastră întreagă, și să le transforme în viața sa dumnezeiască, să transforme și viața noastră într-una asemănătoare cu viața sa, o viață frumoasă, trăită în harul și iubirea lui Dumnezeu,
în fapte de caritate. Așa a fost viața lui Iisus ca om pe pământ și ne-a dat exemplu. Darurile, pâinea și vinul nu trebuie așezate așadar de la început pe masa de altar, la începutul jertfei eucaristice, ci trebuie aduse în procesiune, chiar dacă e mai scurtă la liturghiile obișnuite din zi de lucru. Afară nu mai putem pretinde lucrul acesta, că sunt și improvizații, pentru că așa e situația acum de pandemie. Dar pe cât posibil îndemn pe toți preoții să respecte aceste prescrieri în celebrarea Sfintei Liturghii. Un alt lucru legat de prezentarea darurilor sunt rugăciunile de prezentare. După pregătirea altarului și procesiune, preotul ia în mâinile sale vasul sau patena cu pâine și potirul cu vin și le ridică puțin. Atenție aici pentru preoții care eventual mă urmăresc acum la aceste gesturi, că au și ele importanța lor. Când ridicăm darurile de pâine și vin la ofertură, nu le ridicăm ca la prefacere, sus. La prefacere ridicăm nu pâine și vin, ci trupul și sângele Domnului și atunci ridicăm sus. Dar nu la ofertură, ridicăm numai puțin la ofertură. Atenție, deci preoților, cei care celebrați Sfânta Liturghie zilnic, darurile de pe altar la ofertură se ridică puțin deasupra altarului și se rostește o rugăciune pe care nu prea o cunoașteți dumneavoastră credincioșii, pentru că în general se cântă la ofertor, dar când se face liturghia citită, se spun aceste cuvinte așa de frumoase, rugăciuni de binecuvântare: binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta am primit pâinea și vinul. Întâi pâinea și apoi vinul. Rod al muncii, ce spuneam eu despre pâine și vin, este exprimat în această rugăciune frumoasă. Rod al pământului și al muncii omului, care va deveni pâinea vieții, adică Euharistie. Și apoi vinul, rod al viței de vie și al muncii omului, care va deveni acest vin, sângele lui Hristos, spre băutura noastră spirituală. Vedeți, rugăciunea aceasta de prezentare, parcă îl vedem acolo pe Hristos, și asta prin credință, pe Hristos care conduce rugăciunea noastră și săvârșește gesturile fundamentale ale Sfintei Liturghii. Prezentând darurile lui Dumnezeu, preotul rostește o rugăciune care, prin care îl binecuvântează pe Tatăl. Evreii foloseau des și folosesc și acum aceste rugăciuni de binecuvântare. Binecuvântat să fii tu, Tată, pentru ceea ce avem. Dar ce avem noi care să nu fie darul Tatălui Ceresc? Și mai ales aici la liturghie, să ne-l binecuvântăm pe Tatăl pentru pâinea și vinul pe care El ni le dă. Că El trimite ploaie, El trimite soare, El trimite tot ce trebuie ca noi să avem pâinea aceasta, rod al unei munci îndelungate, până ajunge pâine. Și pentru asta trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. De aceea și când ne așezăm la masă acasă, un om care nu se crede el Dumnezeu și știe că este unul mai mare de la care avem toate, nu se așează la masă fără un gest de credință. Chiar dacă nu știe pe de rost o formulă tip de binecuvântare a masei, face a mesei, măcar face un semn de cruce, de recunoștință. Binecuvântat ești, Doamne, că am mămăliga asta pe masă, pâinea asta, felul întâi, felul doi sau nu știu cât, e darul Tău. Se cuvine ca și oameni, ca și ființe, copii ai lui Dumnezeu, să-i arătăm recunoștință pentru darurile pe care El ni le face, cu atât mai mult la Sfânta Liturghie. Daruri care vor deveni supranaturale prin transformarea lor cu puterea Duhului Sfânt în trupul și sângele lui Hristos. Din micile taine ale ofertorului, avem aici câteva detalii pe care este bine să le remarcăm în cadrul prezentării darurilor sau acestui ofertor, și anume
ați observat că preotul, după ce toarnă vin în potir, ia păhăruțul cu apă și pune câteva picături numai în vin. Și un alt gest este tămâierea. La slujbele solemne se folosește tămâie. Tămâiază darurile. Și mai este încă un gest, spălarea mâinilor. Ați văzut preotul? Spală mâinile și spune, spală-mă, Doamne, de vinovăția mea și curăță-mă de păcatul meu. Deci ofertorul include și aceste momente care ar putea trece neobservate. Dar eu, sau noi acum, dacă ne ocupăm cu explicare Sfintei Liturghii, aș vrea ca să le observați, toți să le observăm. Apa amestecată în vin, tămâierea și spălarea mâinilor. Deși ele nu țin de esența ritului, acestea pot fi considerate ca niște mici taine, adică acțiuni concrete prin care suntem conduși către realitatea invizibilă a celebrării. Că spune preotul atunci când pune câteva picături de apă în vin, prin taina, vezi taina, prin taina acestei ape și a vinului, să ne facem părtași de dumnezeirea aceluia care e binevoit să se facă părtaș de firea noastră omenească. Acestea sunt cuvintele care le spune preotul în taină. Eu acum le spun tare ca să înțelegem și importanța sau simbolismul acestor gesturi. Apoi, iarăși aici este de explicat de ce numai puțină apă în vinul care se pune în potir. Dintre cele două elemente, vinul este cel mai prețios și reprezintă dumnezeirea. Reprezintă, simbolizează. Apoi va fi real sângele lui Iisus. Dar când este la ofertor pus în potire, reprezintă dumnezeirea. În schimb, apa vărsată în vin reprezintă calicia noastră, sărăcia noastră, umanitatea noastră, care va fi unită cu viața dumnezeiască a lui Hristos prin ceea ce va urma la Sfânta Liturghie. De aceea spune preotul, prin taina acestei ape, două, trei picături și a vinului, să devenim părtași ai dumnezeirii aceluia care e binevoit să se facă părtaș de firea noastră omenească. Vedeți, unirea omenirii cu dumnezeirea. Acest amestec, apă în vin. Partea noastră la Sfânta Liturghie este, într-adevăr, este mică. Suntem doar o picătură de apă, că restul totul este acțiunea lui Dumnezeu, darul lui, bunătatea lui. Dar avem și noi părticică, de aia spun numai două, trei picături de apă în vin. Hristos nu vrea să facă, prin aceasta vrem să arătăm, Hristos nu vrea să facă nimic fără noi. Cere și aportul nostru, mititeala, așa cum l-avem, îl cere. De aceea vrea să ne unească cu sine în iubire. Și al treilea gest care iarăși poate părea mai puțin important este, sau al doilea, tămâierea la liturghiile solemne, când se folosește foc, se pune tămâie și prima dată la ofertor se incenzează darurile de pe altar, care deja sunt puse, vinul în potir, ostiile pe patenă. Dar tocmai aceasta ne arată legătura dintre darurile aduse de popor și viețile persoanelor din adunare liturgică. Sunt tămâiate, nu mai intru în detalii ca să explic, dar ați observat, sunt tămâiate întâi darurile, apoi este tămâiată crucea, care trebuie să fie totdeauna lângă altar sau pe altar, dacă e mai mică, crucea, apoi este tămâiat altarul de jur împrejur, masa de jertfă, este tămâiat apoi preotul și apoi sunt tămâiați credincioșii care formează trupul mistic al lui Hristos și care îl vor primi prin Sfânta Împărtășanie.
Vedeți? Întreaga biserică devine astfel o ofrandă de bună mireasmă care se înalță către Tatăl precum fumul de tămâie din cadelniță. Deci nu-i lipsit de importanță, toate au un simbolism și dacă le înțelegem ne ajută să trăim mai intens și mai, cu mai mare eficacitate fiecare sfântă liturghie. Și apoi gestul acela iarăși neobservat, prea observat în, de mulți dintre credincioși, sau nebăgat în seamă poate uneori și de preot, spălarea mâinilor. Nu ne spălăm ca să ne aflăm în treabă sau ne-am murdărit și trebuie să mă spăl acolo, nu. Este un gest simbolic. Acest gest vrea să îl ajute pe preot, dar și comunitatea credincioșilor să conștientizeze nevoia de purificare. De aia ne spălăm, să ne purificăm, să ne spălăm de impurități. Mai ales acum cu pandemia aceasta, aproape că ni se șterge pielea de pe dinți, atâta ne se cere și ne tot spălăm, dezinfectăm. Dar asta nu este simbolic la Sfânta Liturghie, nevoia, necesitatea de purificare interioară. Pentru că trecem apoi la momentul cel mai important de la liturghie. Când Iisus va veni între noi și când, dacă suntem cu inimă curată, purificată, să-L putem primi în inima noastră, sacramental. Deci, purificare, nevoia de purificare interioară, spală-mă, Doamne, de vinovăția mea și curăță-mă de păcatul meu. Asta spune preotul când se spală acolo, gestul acela. Este un verset din Psalmul 50. Și noi, văzându-L pe preot spălându-și mâinile, ne dăm seama că de acum înainte acestea, mâinile preotului purificate, devin mâinile lui Hristos, care vor lua darurile de pe altar pentru a le transforma în trupul și sângele Său și pentru a le oferi Tatălui. Deci preotul nu se poate prezenta celebrantul oricum pentru sfintele și dumnezeieștile taine, decât purificat interior. De aceea, toate cele pregătiri anterioare, de la semnul crucii, de la început și până la momentul culminant al Sfintei Liturghii. Rugăciunea asupra darurilor urmează după aceea și dumneavoastră răspundeți, că în preotul spune, rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Și ce frumos răspund credincioșii când este liturghia citită, că în rest am spus se cântă, să primească Domnul jertfa din mâinile tale, l-ai purificat acum, Părinte, ești purificat interior, să primească Domnul jertfa din mâinile tale spre lauda și mărirea numelui Său, dar și spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Să ne gândim ce idei frumoase, ce conținut bogat au aceste cuvinte. Dar să le spunem cu atenție, că e foarte important acest lucru. Ne arată astfel că jertfa lui Hristos este oferită de toți, dar într-o manieră diferită. Preotul care acționează în persoana lui Hristos, iar credincioșii participă la această acțiune oferindu-se pe ei înșiși. Urmează apoi rugăciunea asupra darurilor pe care o înalță preotul cu brațele deschise înainte de a începe prefața. Este o rugăciune care încheie prezentarea darurilor și este diferită de la o liturghie la alta în funcție de timpul liturgic sau de sfântul care se celebrează și așa mai departe. Dar totdeauna în această rugăciune se face referire la darurile de pe altar. Este o concluzie a prezentării darurilor a acestui prim ofertoriu de la Sfânta Liturghie. Noi îi aducem lui Dumnezeu viața noastră, o viață care este rănită și este așa de fragilă, o viață marcată de atâta egoism, de atâtea slăbiciuni ale noastre și adeseori de frică,
În schimb, primim viața lui Hristos cel înviat. Într-adevăr, trăim un schimb minunat. Noi ce putem oferi lui Dumnezeu? Slăbiciunile noastre, păcatele noastre, vinovățiile noastre, dar pe care le regretăm și primim în schimb viața dumnezeiască, trupul și sângele lui Hristos. Ce schimb minunat la Sfânta Liturghie! Vom vedea în continuare, în cateheza următoare, mai departe, explicarea acestei a doua părți principale din Sfânta Liturghie, care se numește Liturgia Euharistică. Și ca întrebări pentru reflecție personală, vă sugerez care sunt momentele care îmi atrag atenția mai mult la Liturgia Euharistică. Altă întrebare. Prin care cuvinte și gesturi văd eu legătura dintre ceea ce a făcut Iisus Hristos la cina de taină și ceea ce realizează Biserica? Altă întrebare. Cum pot crește în recunoștință pentru viața Fiului care mi se dăruiește la liturghia Fiului cu majuscula, e vorba de Fiul lui Dumnezeu? Cum pot crește eu în recunoștință pentru un dar așa de mare? Și încă una, cum reușesc eu să mă dăruiesc pe mine însumi prin pâinea și vinul oferite pe altar? Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile sale, pentru această cateheză și rugăm să ne ajute în continuare să înțelegem cât mai bine fiecare părticică din Sfânta Liturghie pentru a prețui mai mult, pentru a veni cu mai mare drag la Sfânta Liturghie și pentru a beneficia de cât mai multe daruri pentru viața noastră de credință. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și pentru că suntem în ajunul înălțării, noi, catolicii de rit latin, Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Just.